țară despre situația actuală, situația politică actuală. PSD-ul este un partid care a câștigat alegere în mod corect, printr-un vot masiv exprimat la urne de către cetățeni. În această lună de guvernare, guvernul a exercitat puterea în mod legitim, în baza votului primit în Parlament și indirect în baza votului primit de la cetățeni, în spiritul și în litera Constituției. Guvernul și partidul și partidele care îl susțin, suntem în continuare determinați să exercităm atât puterea executivă, guvernamentală, cât și puterea legislativă acordată de către cetățeni, să exercităm într-un mod legitim și constituțional. Și considerăm că orice încercare de subminare a activității guvernului este o tentativă de destabilizare a ordinii de drept din România prin mijloace mai mult sau mai puțin legale. A fost și un vot de încredere pentru guvern. S-a reconfirmat susținerea pentru guvernul condus de premierul Sorin Grindeanu, susținerea politică a PSD-ului, ținând cont și de faptul că am înțeles că s-a depus o moțiune de cenzură în Parlament. Aș vrea să vă spun câteva lucruri și despre această campanie de minciună și dezinformare practicată în ultimele zile. Am auzit-o aseară pe Olguța Vasilescu spunând un lucru care este total. Și eu, dacă aș fi stat numai la televizor în ultimele zile, fără să mă uit pe motivarea și decizia Curții Constituționale, decizii, fără să mă uit pe ceea ce a adoptat guvernul, aș fi ieșit în stradă, revoltat. Cu asemenea mașinărie de dezinformare, eu am mai văzut la Revoluție și după Revoluție. Când în România s-a folosit acest sistem profesionist de dezinformare. În ceea ce privește cetățenii români care manifestează, avem tot respectul pentru dumnealor. Este un dreptul la opinie care este constituțional și care e sfânt. Respectăm opinia fiecăruia, are dreptul să-și exprime, indiferent că e vorba de un om, de 1.000, de 10.000 sau de 50.000, 60.000 de oameni. Nu contează. Este un drept câștigat la Revoluție și care trebuie respectat și pe care noi îl respectăm. În același timp, este important ca aceste opinii să se exprime fără violență. Pentru că situația de azi noapte din Piața Victoriei nu cred că este situația pe care și-au dorit-o cei care au ieșit din dorința de a-și exprima un punct de vedere, de a protesta, de a-și exprima opiniile. Și rugămintea noastră foarte fermă către acești oameni cinstiți și de bună credință este să se delimiteze de aceste grupări care au vrut să confiște acest protest sau care au vrut să facă în așa fel încât să se degenereze în violențe. Nu știu mintea bolnavă a cui s-a născut acest plan. Pentru că azi noapte să se ajungă la violențe și eventual victime sau stricăciuni foarte, foarte mari. Eu sper ca Ministerul de Interne și parchetul să reușească să afle cine a gândit, cine a organizat și cine a plătit acțiune violentă de aseară, de azi noapte. În același timp, vreau să felicit atât Ministrul de Interne, cât și Jandarmeria, cât și celelalte structuri, poate nevăzute ale Ministerului de Interne, care au acționat exemplar. Am înțeles că astăzi au fost certați de președintele României, care de fapt
în opinia noastră, este autorul moral al violențelor de azi noapte. Poate au fost certați ca să fie intimidați. Noi încurajăm să-și exercite atribuțiile de serviciu, atribuțiile legale, în așa fel încât să se prevină acte de violență extremă. Sunt lucruri care poate nu se știu. Și am vrut să fac aceste aprecieri pentru că șefului dispozitivului de jandarmi i s-a aplicat o tăietură la picior. Am, cu toate astea, a tot întârziat și a încercat să stea și am înțeles că diseară și în Cârje va fi acolo. Un alt jandarm care risca să-și piardă un ochi n-a vrut să părăsească dispozitivul pentru a nu se despărți de colegi. Și alți jandarmi, și alți manifestanți au fost răniți. Și au îndeplinit atribuțiile legale cu foarte mult profesionalism. Și încurajez să o facă la fel, să nu se lase intimidați nici măcar de caracterizările președintelui Iohannis. Am văzut și declarațiile doamnei ministru de interne în legătură cu marele subiect legat de informațiile primite de la SRI pe care președintele spunea că nu le-a folosit. Am văzut ce a spus. Informații care deja la ora 8 când au venit erau publice și informații care nu ajutau cu absolut nimic în acțiunea structurilor Ministerului de Interne de aseară. Trimise pe SMS către un om de bună credință de la SRI, care simți nevoia poate să trimită unui secretar de stat sau cuiva de la Ministerul de Interne. Nu directorul SRI, în mod instituțional și operativ, către Ministrul de Interne. Eu nu sunt specialist în funcționarea SRI-ului, dar am tot auzit că totuși aveau și au în continuare obligația dintr-o structură interne ca în astfel de situații să informeze rapid și instituțional primul ministru, ministrul de interne și pentru că era vorba de București și primarul capitale. Nu s-a făcut asta. Eu, ca președinte al Camerei Deputaților, mi-am solicitat domnului Adrian Țuțuianu să analizeze dacă există atribuții legale pentru Comisia SRI ca să se verifice aceste lucruri, pentru că nu este admisibil ca șeful statului să certe niște forțe de ordine care aseară au prevenit niște violențe gândite undeva și cred că și finanțate. Pentru că mulți colegi au spus în sală despre aceste lucruri, că acei huligani au fost plătiți. Bine. Dar astea sunt vorbe politice într-o discuție politică. Instituțiile statului reabilitate